Ciupercile, mânătărcile și bureții și-au făcut apariția în pădurile din Gorj după ploile din ultima perioadă, mai ales în zonele unde temperaturile sunt mai ridicate. Cei care tânjesc după aceste delicatese nu au ratat ocazia să le culeagă. Unii dintre ciupercari au venit de la 10 de kilometri pentru a explora pădurea Brătuii. Căutăm mânătăci, dar nu prea sunt încă de vreme. Ce îmi spune și mie un om, că nu mă pricep, nu... Mi-a păzit foglul la iarbă de atât. Da, dacă găsim, e bine. Gătiți acasă? Da. Ciuperci, mânătărci? Da, îmi plac ciupercile, dar nu le cunosc prea bine. Dar sunt bune, mănânc ciuperci, chiar îmi plac. Ce zice oamenii pe aici, că e cam de vreme, e perioada, e frig încă. După ore în șir de căutări, oamenii abia au găsit câteva ciuperci. Ce faceți aici în pădure? Căutăm ciuperci. Ați găsit ceva? Nimic. Deocamdată încă n-au răsărit. Ar fi fost bune să aveți ce pune pe masă? Da, sunt foarte bune. Nouă ne plac foarte mult. Cum le preparați? Prăjite, pane. Multe dintre ciupercile care cresc în pădure sunt comestibile. Autoritățile recomandă însă gorjenilor să aibă grijă la ciupercile pe care le consumă.